Salutare, prieteni! În clipul de astăzi vă voi arăta modalitatea prin care am înlocuit ceasurile de bord originale, cele negre, cu aceste ceasuri albe. Ceasurile albe se întâlnesc pe mașinile 308, pe Peugeot 308 prima generație, la mașinile care au avut echipare premium din fabrică. Au fost echipare premium, premium pack și Felin, dacă nu mă înșel eu, respectiv GT. Aceste ceasuri albe sunt mai frumoase și au un ecran multifuncțional matricial aici, în mijloc. Ce trebuie să rețineți înainte de a achiziționa niște ceasuri de bord SECH este următorul lucru. Numărul de kilometri este foarte important în momentul în care cumpărați aceste ceasuri. Și anume, trebuie să țineți cont că ceasurile ce le cumpărați voi trebuie să aibă mai puțin kilometri decât ceea ce afișează ceasurile originale ale mașinii. Și am să vă explic de ce. În mod normal, numărul de kilometri al unei mașini la Peugeot, la Citroen și, dacă am înțeles eu bine, și la Renault sunt stocați odată în ceasurile de bord, iar al doilea loc unde se stochează numărul de kilometri este modulul BSI. Practic, modulul BSI, adică Body System Interface, este acel calculator al mașinii care unește toate celelalte submodule. Și anume, calculatorul motorului, modulele de confort, modulul de securitate pentru mașină și așa mai departe. Haideți să vă explic ce se întâmplă în situația în care cumpărați ceasuri de bord second hand și acestea au numărul de kilometri mai mari decât ceea ce afișează bordul vostru, ceasurile originale. Vă voi explica imediat printr-un desen. Aici vă voi exemplifica modul în care BSI-ul acționează în funcție de numărul de kilometri din ceasurile de bord. Prima situație și situația favorabilă nouă este atunci când avem ceasurile care le-am achiziționat, să zicem, cu un număr de kilometri mai mic decât numărul de kilometri din BSI. Să spunem că noi în BSI modul avem 5.000 de kilometri în fiecare situație. Iar ceasurile pe care le-am achiziționat vor avea 2000 de kilometri. În momentul când conectăm ceasurile la BSI, atunci BSI-ul automat va scrie cei 5000 de kilometri în ceasuri și atunci pe ceasuri ni se va afișa această valoare de 5000 de kilometri. În situația în care avem niște ceasuri achiziționate cu un număr mai mare decât numărul de kilometri de aici, BSI-ul, să zicem că avem ceasuri cu 7000 de kilometri. Atunci BSI-ul va prelua numărul acesta de kilometri, numărul mai mare de kilometri, și îl va transfera în el și vom avea 7000 de kilometri. Dacă vrem să resetăm această valoare, trebuie să mergem la băieții care au scule specializate pentru a rescrie valoarea inițială de kilometri. Altfel nu putem rescrie valoarea kilometrilor. Iar în situația în care punem la loc ceasurile originale, care să spunem că aveau 5000 de kilometri, așa cum este aici, BSI-ul va trimite automat și în ceasurile originale ultimul număr de kilometri înregistrați, adică acest număr mai mare, e un număr, să zicem, eronat, dar aceasta este metoda lor de a împiedica cumva fraudarea kilometrilor prin sistemul acesta, prin schimbarea ceasurilor, deși e un pic ciudată. Și în momentul în care noi am pus, să zicem, ceasurile, noi aici nu vom mai avea 5000 de kilometri, ci vom avea 7000 de kilometri. Practic este o creștere artificială a numărului de kilometri. De aceea vă zic că cel mai bine este să fiți atenți la ce ceasuri cumpărați
și totdeauna cumpărați ceasurile cu un număr de kilometri mai mic decât numărul care îl aveți voi în BSI. Dacă aveți, ca exemplu, 5.000 de kilometri, cumpărați ceasuri care să aibă sub 5.000 de kilometri. Totdeauna ceasurile trebuie să aibă valoarea de kilometri înscriși în memoria lor, mai mică decât cea din memoria BSI-ului. Așa, după cum ați văzut, odată numărul de kilometri scris în ceasuri sau în modulul BSI, acesta nu poate fi modificat decât cu ajutorul unor scule speciale și acest lucru, din păcate, nu poate fi făcut de oricine. Nu încercați să modificați numărul de kilometri folosind Diagbox, Peugeot Planet 2000 sau Lexia, deoarece s-ar putea să blocați modulul BSI. La ce anume trebuie să fiți atenți când cumpărați ceasurile de bord second hand? Pe lângă kilometri, așa cum v-am explicat mai devreme, cumpărați ceasuri de bord adecvate motorizării pe care o aveți voi pe mașină. Dacă aveți motor diesel, cumpărați ceasuri de bord pentru motorul diesel. Dacă aveți motor pe benzină, cumpărați ceasuri de bord pentru motorul pe benzină. Acestea sunt ceasuri de bord pe benzină, eu le-am montat și le-am testat pe mașina mea. Există oarece diferențe între ceea ce se afișează pe ceasul de temperatură, pe ceasul de kilometri. Dacă montați ceasuri provenite de la o mașină cu cutie automată, probabil va fi necesar o configurare cu ajutorul Diagbox-ului. Înainte de a demonta ceasurile de pe mașină, trebuie să decuplăm borna de plus de la bateria mașinii. Pentru a avea acces mai ușor la ceasurile de bord ale mașinii, este necesar să coborâm volanul și să-l tragem la maxim în spate. În momentul în care am coborât volanul, avem acces să vedem aici aceste două fante prin care vom introduce câte o șurubelniță pentru a elibera sistemul de blocare al ceasurilor. Eu voi folosi aceste două șurubelnițe. Una o voi introduce aici, iar cea de-a doua o introduc în celălalt locaș. Odată eliberat sistemul de blocare, nu rămâne decât să trag ceasurile. Și acum voi avea acces pentru a decupla mufa electrică. Aici mufa electrică are o pârghie pe care o apăs. Și acum am decuplat această mufă. Mufele sunt practic identice la cele două ceasuri. Iată și ceasurile în partea din față. Iar acum urmează să montez acest ceas. Prima dată voi conecta mufa de alimentare a ceasurilor. După care trebuie doar să împing aceste ceasuri noi în locașul lor și ele se fixează imediat acolo. Odată montate ceasurile în planșa de bord, voi reconecta acum borna la bateria mașinii. În momentul în care punem cheia în contact și punem pe poziția de contact pornit, ceasurile pornesc automat. Da, sau de camera mea de bord aici. Ceasurile pornesc automat, iată că mi-apare și eroarea de airbag care a rămas neștearsă, nu știu, trebuie să văd care este problema și să o rezolv, că a apărut de câteva zile. Pornim motorul și vedem că totul funcționează ok, îmi semnalizează că am ușa deschisă din stânga. Iar dacă folosesc comutatorul de aici pentru computerul de bord, acesta îmi va afișa datele din computerul de bord acolo, pe lângă cele care sunt afișate aici. Ei,
evident, numărul de kilometri a fost transferat automat în ceasurile noi. Cam aceasta este metoda de înlocuire a ceasurilor de bord. În momentul în care vreți să cumpărați ceasuri noi pentru mașina voastră, țineți cont că trebuie să aibă mai puțin kilometri decât kilometri înregistrați în BSI-ul mașinii și kilometri afișați de ceasurile originale. Cumpărați ceasuri de bord care să fie de la motorizare diesel dacă voi aveți diesel sau benzină dacă voi aveți mașina pe benzină. De asemenea, dacă aveți cutii automate pe mașină sau ceasurile provin de la o cutie automată și mașina voastră este cu cutie manuală, trebuie să faceți cel mai probabil o reconfigurare cu diagboxul. Nu știu sigur dacă acest lucru este obligatoriu, dar trebuie să aveți în vedere acest lucru. Cam aceasta ar fi modalitatea de înlocuire a ceasurilor de bord și lucrurile de care trebuie să țineți cont când vreți să achiziționați astfel de ceasuri de bord pentru a le înlocui. Până data viitoare, nu uitați să dați un like clipului, un subscribe canalului de YouTube, atingeți și acel clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când încarc un clip nou și spuneți-mi părerea voastră despre această modificare în comentariile de mai jos. Pe curând!